Având în vedere că apare un nou Transformers și pentru că am avut cereri din partea voastră, am zis să fac doar o recenzie despre fiecare film în parte pe scurt, fără recapitulare cum am făcut la Alien, Pirații din Caraibe, X-Men, pentru că cea mai bună descriere a acestei francize este... Loud noises! E timpul iar? Da, lumea are nevoie de o recenzie. Îmi cer scuze din prima dacă sperați să ridic seria în slăv și să zic că mi-a plăcut. Chiar aș fi vrut să fac asta. Chiar aș fi vrut. I wish I could tell you that. Pentru cine habar n-are despre ce vorbesc, Transformers la origine a început cu o linie de jucării care consta în două feluri de roboți, cei buni, Autobots, și cei răi, Decepticons, care ambele rase se puteau transforma în diverse vehicule. Bineînțeles că a prins și de aici s-a ajuns la benzi desenate, animații, seriale TV și în cele din urmă la filme live action, începând cu primul Transformers din 2007, regizat de cel care a stat la cârma tuturor celor patru, acum 5, și anume... Michael Bay. Cunoscut pentru filme ca Bad Boys, Armageddon, Pearl Harbor, The Island și cunoscut de asemenea, mai ales din cauza seriei Transformers, ca maestru obsedat, bolnav chiar de explozii. Și cu fotomodele de 20 de ani. O să mai revin la asta. Deci, primul film când a apărut și l-am văzut în cinema, am rămas mască. Am rămas mască la efecte, scenele cu explozii și roboți uriași care distrugeau tot și se luptau cu oamenii și între ei, ritmul foarte rapid și niște cadre care la vremea respectivă mi s-au părut lungi, fără prea multe tăieturi care să mascheze o posibilă coreografie de slabă calitate. Michael Bay și toată echipa au îmbinat aproape de perfecțiune CGI-ul cu efectele practice și cu realitatea, reușind în niște scene de acțiune chiar foarte șmechere și super badass. Plus că mi s-a părut că totul era luat în serios și de realizator și de personaje în film, chiar și cu mintea de acum pot să zic că acel prim film a fost ok pentru ce a vrut să fie, le-a ieșit destul de bine. Dar... Țin minte foarte bine, după 10 ani, momentul în care mi-am dat seama că de fapt poate nu e chiar așa de bine pus la punct scenariu și are potențialul de a deveni foarte obositor și superficial. Este o scenă în acel prim film în care un roboțel evil mic se infiltrează într-un avion privat să fure niște informații și se ascunde bine pe acolo etică, iar în momentul în care iese din avion începe să meargă așa în câmp deschis pe pistă, ba chiar și pune mâna la frunte și salută așa la mișto de parcă era într-un film Pantera Roz, parodie. Nu o să uit niciodată cât de dezamăgit am fost atunci și din acel punct în continuare. Cu toate astea am zis, per total, primul film și-a îndeplinit 80% din potențial și puteai să ignori niște chestii enervante precum scena aia pe care am menționat-o sau modul în care vorbesc unii autoboți cu limbaj așa de cartier, jargon sau cu accent, care mai ales pentru americani a fost și un pic jignitor că au folosit acele stereotipuri de oameni, știți cum sunt ei mai sensibili. Pentru mine a fost doar enervant că nu a fost luat mai în serios. Durează 2 ore și 24 de minute, toate sunt mai lungi decât era cazul, are 7,1 pe IMDb, iar nota mea este minus 8, fără să știu la vremea respectivă ce mă aștepta în continuare. Trecem la următorul și anume Transformers 2, a.k.a. Revenge of the Fallen, a.k.a. una din cele mai proaste continuări ale tuturor timpurilor. De ce? A luat tot ce a fost enervant în primul film și l-a triplat, exact ce nimeni nu voia să vadă într-un film Transformers sau în orice film de altfel, părinții enervanți a lui Shia LaBeouf, personajul enervant al lui John Turturro, a introdus un nou personaj, colegul de cameră care e târât tot filmul după ei, alți autoboți enervanți, țipete și urlete la fiecare scenă de acțiune, corpul lui Megan Fox... Bine, asta nu, asta a fost ok. Nu atât de enervant. Toate astea amestecate într-un scenariu care cred că este undeva în top 5 cele mai proaste făcute vreodată, adică sunt atât de multe fire narrative forțate și decizii forțate de dragul de a mai introduce puncte culminante, premise foarte slabe doar pentru a prelungi acțiunea. În fiecare film există un obiect, americanii îi spun MacGuffin, adică ceva pe care toată lumea încearcă să pună mâna și să-l folosească, fiecare cu propriul scop. E, după primul film, toate aceste premise au fost super forțate, Michael Bay dând vina pentru eșec la vremea respectivă pe greva scriitorilor și l-aș fi crezut dacă celelalte care au urmat n-ar fi fost aproape la fel.
Ah, și cum să uităm de explozii, stil artificii și slow motion și machiajul perfect al lui Megan Fox, cu care a exagerat atât de mult în filmul ăsta cu exploziile și artificii, nu cu machiajul. De parcă avea nevoie poate să mascheze cumva povestea slabă? Na. Și prin metoda asta de praf în ochi, stil în loc de substanță, a reușit să păcălească audiențele să meargă în continuare la ele și să câștige din ce în ce mai mulți bani de la oameni care spun că le-a plăcut, dar sigur majoritatea nu mai știu a doua zi ce au văzut, ce s-a întâmplat în acel film. De asta nici n-are sens să fac o recapitulare, pentru că pur și simplu inventează chestii parcă din mers, așa. În primul era un cub care crea Transformers din orice dispozitiv, dar l-a omorât pe șeful Decepticonilor Megatron, dar în al doilea film o bucățică mică din același cub îl aduce la viață, iar când moare Optimus Prime, liderul autoboților, trebuie să găsească altă chestie ca să-l aducă înapoi la viață, ca să se lupte cu alt Transformer atotputernic pe care îl învinge și în final ține un discurs și tot așa în toate filmele același lucru și aceleași mici plot holes din astea, discrepanțe în poveste care nu prea au sens dacă te gândești, dar nu prea trebuie să gândești, așa că ce contează? Mă rog, bun, deci acesta are 6 pe IMDb și durează 2 ore jumate, iar eu sunt de acord și nota mea este tot 6. La fel, efectele în toate sunt de prim rang. Acum, ai zice că s-au învățat pentru partea a treia sau Dark of the Moon și au făcut niște modificări. Nu, nu chiar. Totul este la fel de amestecat și forțat cu introducerea altor amenințări și transformări puternici cu propriile agende de distrugere a lumii, pe lângă Megatron, Optimus, Bumblebee, John Turturro, armată, guvern, mașini de lux, explozii, filmat de jos în sus, slow motion, țipete, actori mari care și-au vândut sufletul, povești paralele despre locuri de muncă și triunghiuri amoroase, dar de data asta Shia LaBeouf are o nouă prietenă fotomodel. So, there's that. Într-adevăr, parcă totuși au echilibrat un pic mai bine toate aceste chestii, măcar atât, dacă nu vor să mai scoată din ele, măcar să se concentreze pe scenariu un pic mai mult. Asta e tot ce pot să zic. A fost un pic mai mult despre Transformers, război, distrugere, lupte, fără personaje prea enervante, dar tot se trage de timp mult de tot. De exemplu, în alte filme în care este același gen de acțiune, război, distrugere în masă, de exemplu Avengers sau chiar Man of Steel, nu voiai să se termine scenele respective. De ce? Pentru că îți pasă de personaje, de poveste. Era construit foarte bine suspansul și povestea până la acel punct și simțeai că este o miză. Bine, probabil era și editat mai bine, mai influent legate scenele între ele. Aici este doar haos, de dragul haosului și exploziilor. Este degeaba. Mecanic. A, și în plus a fost și printre primele, dacă nu chiar cel care a introdus The Beam in the Sky, care a devenit după aia scena care nu trebuie să mai lipsească dintr-un film despre distrugerea Pământului. Bun, și se termină aproape la fel ca celelalte, același stil, are tot 2 ore jumate și 34 de minute chiar, are 6,3 pe IMDb și sunt de acord, îi dau și eu 6 cu plus. Hai că mai am doar despre unul de vorbit, thank God, Transformers Age of Extinction, care șocant este exact același lucru, dar cu Mark Wahlberg. Pupa! Glumesc, dar nu glumesc, e exact același lucru. Doar că acum guvernul împreună cu un vânător de recompense tot Transformer vânează toți roboții. Aflăm că în trecut dinozaurii au fost omorâți de niște roboți care au acoperit pământul cu un metal numit Transformium. Acum Stanley Tucci folosește acel metal pentru a crea proprii lui roboți, dar a folosit informația stocată și în Decepticon și deci Megatron își capătă alt corp în felul ăsta și revine, iar fotomodelul obligatoriu de data asta este fata din filma lui Wahlberg, a.k.a. tipa din abominația care a fost The Last Airbender. Există, bineînțeles, și un obiect pe care îl urmărește toată lumea, alți autoboți, plus Bumblebee, plus niște dinozauri de metal, a.k.a. Dinobots, care apar dintr-o dată spre sfârșitul filmului pentru că sunt eliberați de Optimus. Se duc să salveze situația și să distrugă noi Decepticoni și pe vânătorul de recompense sau ce dracu e, iar după 2 ore și 40 de minute de explozii, zgomote, haos, plus relația dintre Wahlberg, fiica și iubitul ei mai în vârstă, o mică paranteză, nu am explicat cine e Bumblebee. Bumblebee este un autobot care este și mașina lui Sam Witwicky în același timp, adică personajul lui Shia LaBeouf în primele trei filme, iar în al patrulea le pasă atât de mult, se pare, de scenariu și continuitate, încât nici măcar nu explică ce s-a întâmplat cu Shia LaBeouf, adică cum a ajuns Bumblebee să nu mai... Nu, e pur și simplu... E...
E pur și simplu. Nu mai e. Identic cu celelalte, conține și acesta niște scene șmechere, mai ales cu dinozaurii, dar prea puțin. În rest este haotic și amestecat. Dezordinea asta de film, care a câștigat mai mult decât pot să-mi imaginez, are 5,7 pe IMDb, iar pentru mine a fost cel mai obositor de până acum, undeva asemănător cu al doilea, dar pentru că deja m-am săturat, o să-i dau nota 5. Așa că vă dați seama cam ce așteptări am de la noul film, abia aștept să-l văd, este continuarea de care aveam nevoie. Partea a cincea într-o serie care nu are niciun pic de continuitate sau relevanță. Cum ar zice Samurai Jack? Hope is lost. Dar o să intru cu mintea deschisă și să sper la o minune. Încă o dată, îmi pare rău pentru cei cărora vă place această serie, este părerea și experiența voastră proprie, aveți dreptul la ea, eu doar am expus-o pe a mea. Cât pentru ceilalți care sunt de acord cu mine, hai să facem praf în comment section. Pupa! Alți Autobots plus Bumblebee, Pina. Transformers Age of Extinction. Eu doar am expus-o pe a mea.